Și voi respecta orice, cum spune domnul primar, orice hotărâre dar, judecătorească. Dar. Sigur așa. Că aici e problema. Păi știți, domnule primar, că eu am primit pe luna ianuarie deja factură pe suprafața respectivă de la ADS în care plătesc redevență în continuare și, și sumă de investit pentru acea suprafață? Și în care e dar nu e normal să fie așa? Păi cum să fie așa? Nu, are un contract de concesiune, atenție, domnule primar. Păi stai, care obligații să investească. Stai puțin, dar suprafața respectivă. V-a predat deja? Păi sigur, nu e normal, mă scuzați. Păi cum să fie normal? S-a pus în posesie noi. Exact, în ceea ce s-a pus în posesie. Domnul Zagră, aberații la aplicării legii. Niște aberații incredibile. Deci eu respect legea și în continuare ADS-ul București îmi facturează suprafața respectivă la 72 de hectare plus din întâmplare suntem toți patru ardele, da? Da. N-am nimic, nu vreau să fac eu. E ceva incredibil. București ne facturează și la alte capitole, nu doar acum. Numai puțin, dați-mi voie să vă explic. Dar ne dă și bani câteodată, trebuie să recunosc. Numai puțin. Mai puțin, dar ne dă. Nu mai iau, pentru că ei sunt fanarios. Nu e vorba de cele 72 de hectare a lui Zagra care s-au înțeles. E vorba nu, eu am și de breț și de... Înțeles, da, și mecanismul pe care îl mai aveți. Întâmplător. Întâmplător s-au înțeles oamenii și îi vând lui terenul, dar, da? Dar mergeți la șanta, mergeți la... Nu asta este ideea. Ai răbdare. Nu asta e ideea. Ideea este de ce îmi facturează mie în continuare ADS-ul București, da, trebuie din suprafața în care oamenii au fost puși în posesie, hotărârea este inatacabilă, rămas în definitivă și mie în continuare ADS-ul București îmi facturează. Să asta de e ce problema. Instituția la care lucrați și luați un salariu nu de, predat, nu știu, 25, 30, 50 de milioane? Încă de către ADS. Trebuie să facă un protocol de predare-primire. De aceea îl facturați. Păi stați un pic, noi avem o sentință definitivă și avem dar avem execuție judecătorească, deci nu mai pot domnul să mă duc primar. Și nici nu mai vreau, mi-a fi și rușine să mă duc să mai fac protocole după ce am cerut de nenumărate ori. Și dacă s-ar fi respectat solicitările noastre din timp, oamenii aceia de la Bret, care acum sunt scoși afară, ar fi fost puși în posesie pentru că instanța mai judeca încă pe vremea aia sau nu erau procese. Acum eu aș vrea doar o intervenție scurtă și după aceea v-aș juca să-mi permite să mă retrag la specialiștii să discute problemele. Municipiul Bistrița are undeva la nivelul municipiului cu extravilan 14.000 de hectare. Din aceste 14.000 de hectare este firesc să fie 300-400 de hectare de teren neproductiv. Ceea ce spunea domnul Bodiu, cele 192, cele 102, nu sunt total la undeva. E o ruptură la Sigmir, sunt niște râpe la Sărata, care nu le putem trata ca teren agricol și nu putem să ne batem joc de oameni, să spunem, hai să-ți dau terenul ăla, pentru că tu ai avut un teren bun undeva în râtul Cranimetului și acum îți dau niște râpe din Sărata sau din Sigmir. Deci terenurile astea, cele de care făcea vorbire domnul Bode, 192 plus 102 plus probabil altele, sunt terenuri neproductive care nu fac obiectul retrocedării. Și revin și subliniez faptul că acei cetățeni care mai sunt cu probleme, îi vom rezolva în acest an, astfel încât să încheiem acest lucru. Avem un avantaj municipiul Bistrița prin acel cadastru general, despre care nu s-a prea făcut vorbire, decât niște discuții, poate chiar ne la locul lor, referitor la un protocol de asociere între noi, între primărie și Oficiul de Cadastru Național. Aș vrea să informez pe toți cei care sunt interesați de aceste lucruri. Este o lucrare deosebit de importantă, care ne costă destul de mult. Din fericire plătește și Guvernul României pentru cadastru edilitar și plătește și Oficiul Național de Cadastru. Dar într-o perioadă de 3 ani, prin măsurători și determinări, în colaborare cu Oficiul de Cadastru, municipiul Bistrița va avea cadastru general. Adică ceea ce au făcut austrieci în urmă cu 120 de ani, facem noi acum, cu metodele moderne a anului 2008, lucrăm cu o firmă a cărei acționar este undeva în Norvegia și în decurs de 3 ani fiecare cetățean va primi coala de carte funciară cu schiță, cu absolut tot, bazat pe ceea ce se măsoară
cu poze din avion, la scară foarte bună, astfel încât bordurile trotuarelor vor apărea pe hărțile respective. Aceasta este o veste bună și am vrut să o dau și o dau în premieră în forma asta. Am mai încercat să o dau la dumneavoastră în emisiune, dar totdeauna se termină timpul. Sigur, cei care sunt interesați putem să le dăm detalii mai multe. Este o lucrare tehnică care va începe în această primăvară. Municipiul Bistrița este singurul municipiu care începe un astfel de lucru. Firma singurul din țară? Singurul din țară. Într-adevăr, e o știre. Primul din țară care face. Această lucrare s-a mai făcut într-o comună, nu știu, Negru Vodă sau ceva, din zona Bărăganului. Dar la nivel general, de orașe suntem singurul. Dar comuna respectivă are 1000 de hectare. Noi avem 14.000. Și atunci tot ce va însemna pământ în municipiu se va ști limpede și clar. Identificat este, din este avion, clar, și va primi acasă. Îmi permiteți o întrebare înainte de a pleca? Vă rog. Terenul de la Sărata, pe care ar fi intenționat sau intenționa primăria atunci când era condusă de domnul Vasile Moldovan și pe urmă un potențial primar, domnul Turcu, din păcate nu a ieșit sau din fericire, nu știu, asta alții interpretează, asta este problema domniei sale, dar și dânsul ne spunea că va face la Sărata ceva. Vă întreb pe dumneavoastră, mă întreabă oamenii din Sărata, ca realizator de emisiuni, se mai face acolo un campus sportiv? Era o idee, nu știu a cui. Toți o promiteau multe. Dumneavoastră aveți în programul dumneavoastră Clubul Sportiv care Gloria acum îl puneți la a solicitat treabă. În urmă cu câțiva ani. Așa. Și a obținut o scrisoare de intenție. Nimic altceva, nimic concret, nu o hotărâre sau altceva, pentru o suprafață de pășune din zona Sărata, pe care să-și facă baze sportive. Știm asta. Atunci când am venit la primărie, am discutat, văzând planurile de dezvoltare a municipiului, rutele drumurilor, care centurilor de ocolire a municipiului, și le-am explicat celor de la Gloria că zona respectivă, chiar dacă ar vrea să o țină, nu este propice pentru așa ceva. În zona respectivă va trece un drum pentru a face niște conexiuni industriale, pentru că zona respectivă la așa ceva se pretează. Este și în apropiere centurii ocolitoare, centură de autostradă, care va ocoli Bistrița pe la sud, pe la Sărata, Monar, Jelna, și să se înțepe în drumul național undeva în zona Livezile. Deci țineți la această centură? Sigur că da, foarte mult. Este chiar prinsă printre centurile care se fac în orașele din România. Guvernul a adoptat să facă, nu rețin acum, da, câte fine, centuri, Bistrița este idee. Fix. Și atunci am discutat cu cei de la Gloria și am găsit înțelegere totală. Adică n-am vrut să discutăm, s-a promis Moldovan numai de Crețu. Au renunțat la terenul respectiv, vor primi în schimb o suprafață, nu știu, 2-3 hectare în Wonderland, adică pe dealul Ghinzii, acolo unde suntem în curs de întocmire, de execuție a unui plan urbanist prin care transformăm zona respectivă din pășune în zonă de turism și sport și agrement. Deci să înțeleg și, încă o dată, la Sărata nu se face campus. Acolo nu. Mai departe, în zona aia de la Sărata, cel mai fezabil este un parc industrial. Și aș vrea să nu se facă confuzie între parcurile industriale și parcurile tehnologice. În general, parcurile industriale ocupă suprafețe mari, hectare, zeci de hectare, 10, 15, 20 de hectare. Cele industriale. Acolo cele industriale. Parcurile tehnologice se fac, în schimb, pe suprafețe mult mai mici, un hectar, 80 de ari sau ceva de genul ăsta. Și intenționăm și un parc tehnologic acolo unde este actualmente centrala termică. Și acolo se pretează și cu un campus universitar tehnic. Și în felul ăsta, la Sărata, unul industrial. Mai la Sărata se pretează un campus industrial. Să se aștepte oamenii la un parc industrial. Pentru parcuri industriale nu este o problemă mare de investiții. Sunt foarte mulți investitori, mă rog, acum nu mai mergem pentru că blestemul pământului e subiectul, nu intrăm în industrie. Mai am o întrebare, tot cu terenuri. Vă rog. Terenul de la autogară, unde deja cei din blocul Dallas au și văzut un mastodont de bloc construit atunci cu scandalul acela. Ce s-a mai întâmplat? Deja se vehicula numele investitorilor? Deja se știa că au cumpărat terenul? Nu s-a întâmplat nimic.